Salut și bine sunt un nou episod de League of Legends. Suntem aici cu Twisto. What the fuck? De ce mereu pic cu Akali? Pur și simplu nu înțeleg. Chiar nu înțeleg, pur și simplu. Dacă încerc să joc mid, mereu e Akali. Mereu. Nu-i, cred că nu am avut un episod pe mid care nu e Akali. Ori e Akali, ori e Yasuo. Una din două. În una din două, dacă nu, pur și simplu, nu mere. Nu mere deloc. Mai e și tryhard. Wow, mi-a dat ignite-ul, Jesus Christ, mai bine dădeam flash-ul și fugeam. Da, câsfă. Nu-i nimic, măcar am luat acolo assist. Asta e bine. Dar dă atât de mult damage, mă. E probabil cel mai broken campion în momentul de față, Akali. Pentru că dă atât de mult damage și își încarcă viața în același timp. Mai ales că poate să-ți dea aproape one shot cu ulti, plus are vreo 3 escape-uri sau 4, dacă stai să te gândești W-ul, escape. Ulti escape, EU escape și are și un flash. Deci, gâgâ să o prins pe asta. Dar nu-i nimic, o să vedem ce putem face cu TF. Nu prea joacă nimeni TF în momentul de față, pentru că nu e atât de OP. Gen, nu uite cât dă morții ei. Sărăcia, dracu. Pick a card. O nimeresc? Da, fucking boosted. Are W-ul, cred. Oh, wow, zbajuc de mine. Gen, uitați-vă la campionul ăsta. Uite-le, pur și simplu numai gunoaiele joacă campionul ăsta. Suntem aici, ne distrăm la normale și căcaturi și ui, tryhard-ul morților mătii, oricum te distrug. Wow, și n-am murit, din nou n-am murit, ești nebun. Nu e așa distractiv campionul ăsta, nu e de dur, ci e super, cel mai fain campion. Poți să scapi și dacă îți bagă pula în suflet. Stai nimic, nu știu unde dracu-i Riven. Ia uite-și pe asta. Ce morții motiv vrei și tu? De-aia e drumul acasă. Trebuie să iau Kenul ăla, altfel. Oh my god, l-am dat prea repede. We dead boys. L-am luat. Îmi dădea palpitații totuși. Dar hai să merg, o să merg back pentru că nu are rost să stau. Dar totuși, o scăpat de 3 ori omul ăsta, mă, ești nebun. Ce-o mâncat ăsta? Căcat toată ziua? Și acum, în seara asta, a intrat, hai să joc și o meci de LOL. N-ai nimic, o să cumpărăm un pic de viață și căcaturi, altfel nu o să rezistăm deloc. E pur și... Akali dă cu Q-ul mai mult decât dau alți campioni cu ultimata, e ireal. Mai ales că își dă și heal. Dacă, uite, vezi dacă un minion e low și a face kill cu Q-ul... Îi dă heal. Oricum primește heal, peste tot heal-uri, frate. Toți campionii ăștia nu au căcaturi de genul. Mi se pare atât de stupid. Da, nimic. Mai ales că riscă să mai anunță un campion nou, deci să vedem ce va fi cu ăla. Hai să-l cie. Da, normal. O nimeresc? Wow. Ok, n-a fost să fie. Banii merită-o. N-a fost să fie, mă. Mamă, dar și dacă-i dau... Dacă-i fut una peste ochi. Bău! Nu moare, mă, ui. Dar nu moare, pur și simplu, omul ăsta mâncă căcat non-stop. Gen, uitați-o la el. De câte ori căcat l-a lăsat cu viața asta și ui,
Încă trește. Trebuie să am 3 kill-uri până acum. 3 kill-uri. Sunt pur și simplu, mai că sunt super, super obosit. Nu vreau normal să filmez, dar am zis să fac un episod dacă reușesc să joc un singur match. Sau dacă voi reuși să fac unul. Dar știi că nebunesc, pur și simplu, omul, uitați, Doamne ferește, mă. E poloneză sau oare? Oare polonez? Mai suntem aici cu abonați, ca de obicei. Avem aici sus pe Aran, pe Cesar cu Cubs pe Bowling și Sebastian în junglerino. E totul ok. Avem șanse, dar au ăștia un combo din ăsta super tryhard, au Tryndamere, au Ezreal. Nu înțeleg ce toată lumea joacă, dacă e cineva care e broken, toată lumea gen joacă non-stop. Da, fac și l-am rotat pe la mare. Rip. E trist. Da, nu e nimic. Ia urea. Nu ce cu sărăcie. Stai că vine iară. No, ce-ai făcut BM bota? Ce-ai făcut? N-au mai avut să-și dea căcatul ei? N-au mai avut. Just luck of the dog. Holy shit. Normal că-și dă flash-ul pe mine, că doar ce-i dracu. Mamă, și cât a rămas. Dacă aș fi avut ignite-ul, poate, da, probabil, aș fi omorât-o. Mamă. Trebuia să facă push pe top dacă era, da. Dar nu-i nimic. Mere din nou, farmăm. Devenim mari. Boom, acolo Jinx cu ultimata, frumos, frumos. Bine, dacă așa, toată lumea are kill-uri, toată lumea este puternică. Da, simt putem pe băieți ăștia aici, așa. Toți în ordine, toți frumoși. Trebuie să iau acel cannon. Boom. Sunt prea mulți minioni. Ia n-o să-și dea ulti, frate, și mă omoară. E atât de stupid. Bun, bitch. Mai dă-i ulti acum. Mă, trebuie pur și simplu să aștepți la ea. Să nu mai aibă căcatul ăla și atunci te bagi. Da, e polonez. Dar așa că e polonez, mă, nu mai au un noroc din ăsta, apoi pierd tot meciul, că sunt greedy ca dracu. Înjură. Oricum altceva n-ai ce să faci. Useless-ul drag. Mai joacă și Akali și se mai și plânge. Cum ca să plângi când joci Akali? Cum se poate așa ceva? Se pare că tinda mea a dat flash. O să pun și eu un ward aici. Și azi dacă o să-l prindem acolo. Poate avem o șansă. Ah, wow, atât de aproape a fost. Hai să dăm tower-ul, frate. Away, Gucci boy. Jesus Christ. Du-te pe ea. Easy, boy. Mi să nu vină Riven. Dar se pare că nu ești de aici bine. Până ajunge ea, luăm ăsta. Dar se pare că dă midul.
Dar n-o să reușească. Mamă, ce... Dă-mi zero damage, frate. Zero damage, nebun. That's man of the back. Și-o să-mi dau teleportul pe mid. Oricum nu poate să-l ia singură, e super, super greu să ia Tauro. Dar probabil trebuie să-mi iau buții cu magic resist. Pentru că pur și simplu curva aia dă prea mult. Dar momentan o să-l las așa, îmi iau și ring-ul. Și hai să mai să merg mid. Nu cred că trebuie să dau teleportul sau să dau direct teleport acolo. Hai să dau teleportul, nu vreau să ratez minioni. Atât de mulți. Ia uite, frumos, 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 mă. Este ward-uri pe aici, ha? Hai, vino. Ia uite-l aia să-l cia. Perfect, mă. Uite că acum nu mai are. N-o, dar ce-ai făcut? Iau, ui cât de... Încep să-i dau foarte mult damage și probabil se panichează. Iau, ui. Încasează aproape tot. Dar asta și trebuie să facă. Dar nu știu unde e Riven. Ah, fucking hell, trăiește în spatele meu. Fucking useless-ul, dragul. Te-ai zis ce e boosted, mă? Te-ai zis ce e boosted? A venit el. A venit să dăm și eu un basic challenge. Te morții, mătii, mă. Easy. Pur și simplu, mi-a dat mie un kill. Mi-a dat un kill gratis. Un kill gratis pentru Sprinter acolo. Păi nimic, fac stack-uri 8. Destul de bine. Dar odată ce ajung la AP-ul ăla, frate, o să dau pur și simplu un W, stun și boom, Q. Jumătate de viață jos. Asta e fain cu Twist of Fate. Numai, nu prea am avut foarte multe oportunități, că Bolin nu era destul de ok. Nu știu, acolo Yorick s-a dus degeaba, sincer. Fii de alea acum. S-a omorât degeaba. Mi se înfundă și nasul, fraților. Simt că mă lasă și vocea. Ia uite ăștia, mă. N-au ce-au făcut așa, mă. N-au ce-au făcut băieții, mă. Unde vă Heraldul fut-vă în gură? Unde vă Heraldul? Trezem. Let go, my boy! Oh, ești cumva fucking boosted, gâ-gâ! Ia, ești cât dăm pe tower, frate, ești nebun. N-au, ce să dăm plată? Nu mai face BM și chestii? Gata, s-a săturat. Dar trinda mereu la... Foarte, foarte mult push acolo, o să merg, o să dau poate TP-ul pe el. Dar nu știu dacă... Wow, și-a dat. Pick a card. Oh, frumos. Frumos. Mor eu morții mătii de joc. Bă, frate, gen toată lumea meciul ăsta a mâncat căcat. Gen serios. Chiar toată lumea. Numai eu n-am pur și simplu puțin noroc. Dă-ți da rap de back. Și avem Lich Bane-ul, deci
100% 20 de tone. Nu, nu, nu te băga că 1v1 o să te bată. Dă foarte mult damage acalul. Pur și simplu nu se merită. Dar deja am 1800 viața asta. De asta vreau să merg pe Road of Ages, pentru că îți dă de multă viață și destul de mult AP, ceea ce e very, very nice. Cred că moare aici. Nici nu știam, nici că știam că bine. Boom. Bine ai venit în lumea mea. Oh. Stanurile astea, frate, stanurile contează de mult. Mamă, cât te-am dat ăla, what the fuck, eu ai explodat viața în el. Bă, mai un. Ce se întâmplă, doctore? Da, vreau să iau și 8 milion. Asta e surrender, nu? Dacă nu dau surrender băieții ăștia, nu știu ce e în regulă cu ei. Da, n-am ward. Fuck it. Au, treci mai acolo. Hop. Păcat. Păi că nu a mers cum a vrut. Wow, nici măcar nu s-a dat ulti. Mă gândeam că o să-și dea ulti sau ceva, pentru că nu am dat stun-ul. Jesus Christ, că dau. Dar nu, nu, gen n-am ce să facă, s-a băgat prea deep. Prea deep, boy. Am vrut să pun ward-ul peste din Jesus. Mamă, de dau ăsta un stun dead. Damage-ul meu, mă, damage-ul meu îmi place. Ei, trash, man. Gâgă, mă, frumos, frumos. Baited, mă, baited. Nu mai au ce să facă băieții. Oh, fuck, o să-mi dea stun aia. Oh, Jesus Christ, ești nebun. Jesus Christ, acolo. Știam că, gen, stun-ul. Normal, ce vreau să fac, dacă nu venea Riven, puteam să dau teleportul că Trindar nu mă omorea în timpul ăla. Chiar nu reușea să mă omoare. Dar, având în vedere că a venit Riven, știam că pur și simplu o să mor. Dar nu nimic, pur și simplu nu nimic. Nu-i nici măcar. O să iau, o să iau Mejaiu. Luăm Mejaiu. O să-mi iau aici abuții cu magi resist, trebuie să am acel magi resist și aș putea să iau și asta cu magi resist. Am vedere că și Ezreal dă magic damage, Akali dă magic damage, dar ăștia 200 de și nu mi se pare că o să fie, nu o să facă foarte, foarte multe. Aș putea să merg și Ninja Tabi, dar nu o să merită momentan. Trebuie să-mi dacă ajunge. Ieși mă acasă, mă. Ui, treci, măi. Mere, mă, mere, plecați, mă, de aici, din... De pe terenul meu. Nu, no, nu ar trebui să se bage că... Sau... Holy! Bă, damage-ul ăsta, mă! Damage-ul meu! Jesus Christ! Sau mai un kill pentru noi. Facem stack-uri, 20 de stack-uri deja. Dacă mai adică mai intră în închel. Ia uite pe aia, o prinde! Aia a fost aproape. Aici Riven Mei. Riven Mei! Bău, mă rog, i-am te dau un băiat de atât. Dar n-a fost să fie. Hai, vino, ai curaj. Hai strângem cu aia. Hai să merg bot. Iar trebuie să meargă pe...
cealaltă parte. Bău, ai 300 damage, frate. N-au șanse băieții ăștia. Nici măcar o șansă. N-au, ce-o făcut Mocha? Pur și simplu Mocha-mpat tot match-ul, făcea figuri. Oh, wow. Nu-i amuzant că Taurus s-a schimbat pe mine direct instant. Din instant s-a schimbat. Iau la aia. Cum se apropie cum îi dau stun? Stai că stați mine, după mine. Oh, un basic. Oh, dar nu, Jinx. Jinx o fugi prea repede. Jinx trebuia să rămână acolo pentru că ei au venit pe mine, pur și simplu. Iau-i acolo. Jinx mereu, what the fuck se întâmplă cu Jinx? După, Jinx nu știa ce unde să meargă sau ce să facă. S-a panicat super tare și a început să fugă. Rip. Dacă stătea acolo, făcea pur și simplu double kill, pentru că nimeni nu o da pe el. Nimeni nu se focusa pe el. Doar acolo o sărit Akali prima oară pe el, dar după aia s-au focusat pe mine. Dar nu-i nimic, nu-i nimic. Avem stacule, hai să vindem asta. Și probabil ca ultimul item ar trebui să fac iară ceva cu... Aș vrea să merg Gunblade, dar... Rabadonul ăsta, mă. Rabadonul ăsta, parcă gen... Mă cheamă. Am 365 AP. E destul de mult. Dar odată ce aș avea și Rabadonul, aș da mult mai mult damage. Ăsta are 9 kill-uri cu Riven. Nu știu când a făcut 9 kill-uri. 500 damage dau cu kill. Bam. Holy shit, cât damage a dat Jinx. Am putea să... Oh, Jesus Christ, is that... Frumos? De ce nu pot să atac? Gâgă, mă, buste de dracu. Polonezi, mă, polonezi. Cremvuși ăștia polonezi, mă. Useless, frate. Hai să-mi chem acest match. Au, ce să mai chemă ca dau surrender? Normal că dau surrender polonezii ăștia, mă. Cremvuși. Vreau să văd cât damage am dat. Oare am dat mai mult damage decât Akali? Cred că am dat mai mult damage decât Akali. Eu cred că da. Dar îți dau aici honul la Twitch. Sebastian a jucat foarte, foarte bine că a văzut că pur și simplu aia pur și simplu doar face push non-stop și a venit acolo pe mid și m-a ajutat. Și avem și cu fără easy. Dar hai să vedem damage-ul nostru. Grafic. 30 de... Uitați-vă la damage-ul lor. Ce-i cu damage-ul ăsta, frate? Ce-i cu damage-ul ăsta că am dat dublu? Am dat, da, Twist of Fate, early game, e super nașpa, adică ați văzut. Puteam să dau o poke și căcat, dar dacă venea se apropia de mine și mereu a venit Riven și căcat, era super urât. Da, astea au fost unele pe care eu le-am folosit. Normal că pot să mai schimb câteva chestii, am folosit acolo mana flow pentru că vreau mereu să stau pe lane și... Ai văzut, dădeam non-stop Q-uri și W-uri și toate alea. Mai ales că ai W-ul să susțină mana, ceea ce e super fain. Hai să deschid și chest-ul ăla. Stai că... Oh, fuck. What the fuck s-a blocat lor? Hai să deschidem și acest chest. Open! What the fuck? Băga mea și pula. Uite-mi pică, mă. O am deja! Fuck it. Oricum, cam asta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, apăsăm un like, subscribe dacă ești nou pe canal. Și o să ne vedem data viitoare, boys. Salut!